Cristo și Maria. Iubiți frați, iubite surori, ați remarcat că dimineața aceasta s-a făcut o modificare, binecuvântată, zic eu, și anume corul de tineri cântă, de obicei cântă seara cântă și după aceea adorația, dar astăzi, pentru că e o zi specială pentru ei, atunci am considerat ca să cânte ei în această dimineață și dumneavoastră, de asemenea, puteți să cântați împreună cu ei. Melodia nu este chiar așa de grea. De ce am schimbat puțin și sper că Iisus nu mă condamnă așa cum m-a condamnat pe femeia prins în adulter. Am schimbat și apostol din ziua de astăzi și Evanghelia. Tocmai pentru a accentua momentul acesta special pentru tinerii noștri. Sau nu numai pentru tinerii noștri, ci pentru toți tinerii care fac parte din clubul select al celor cu inima curată. Adică, care tineri? Acei tineri care au hotărât într-un mod solemn în fața dumneavoastră și în fața lui Iisus să-și păstreze activitatea sexuală, fecioria, până la căsătorie. Este un lucru extraordinar. Lucru extraordinar în această lume atât de depravată în care suntem noi astăzi, un grup de tineri, nu prea mulți, dar totuși care există, care s-au hotărât să facă acest gest. Acest gest de curaj, în primul rând. Acest gest prin care ei au hotărât să dea mărturie că legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt încă actuale și viabile. Și mai mult decât atât, că poruncile lui Dumnezeu dau bucurie, dau pace și fericire. Respectarea lor. Cred că vedeți aici această imagine, nu? O vedeți. Este vorba despre Sfânta Filomena. Sfânta Filomena este copatroana acestui club al celor cu inima curată. Anda, care este lidera acestui grup, acestei mișcări, știe că atunci când am început, acum cât timp, Anda? Vreo 2 ani? Vreo 2 ani? Nu, au hotărât tinerii ca pe lângă Mater Purissima, Mater Castissima, adică am spus în latină, Maică Preacurată, Maică Neprihănită, nu? Să fie această Sfânta Filomena, copatroana acestei mișcări pentru castitate, cum o numim noi. De ce am ales-o pe această Sfântă? Însuși, numele ei, Filomena, vine din două cuvinte latine, Filia Luminis, care este Fica Luminii. Fica Luminii, adică o tânără care a hotărât să devină lumină pentru ceilalți. Nu mai pentru tine din epoca ei, ci peste secole până în ziua de astăzi. Pentru că interesant un lucru, acest mormânt al acestei martire de 13 ani, care a murit în chinuri groaznice, pentru că nu a dorit ca să își păteze fecioria. Cu toate că a fost chemată să fie soția însuși împăratului, de atunci, împăratul Diocletian, nu? Ea a hotărât să-și păstreze fecioria. Această, mormântul acestei fecioare a fost, să spunem așa, de negăsit până în secolul 20. În secolul 20, așa vă Dumnezeu face lucrurile așa pendelete și bine, bun, le face toate Domnul. În secolul 20 a fost descoperit acest mormânt în care erau osemintele acestei martire de 13 ani. Și acolo, în mormântul ei,
așa, în catacombele romane, acolo a fost scrisă și istoria acestei tinere. O istorie fascinantă, fică de un rege grec și o prințesă, care împreună cu tatăl ei a ajuns la Roma. A ajuns la Roma pentru că tatăl ei vrea să-l convingă pe împăratul roman să nu pornească război împotriva grecii. Și în timp ce era în audiență la împărat, Filomena, care era foarte frumoasă, împăratul a pus ochii pe ea și i-a spus acestui rege că dorește ca să o ia în căsătorie și dacă face acest lucru, atunci nu va începe războiul. Cu toate că și tatăl și ceilalți au încercat să convingă, Filomena a rezistat și nu a dorit să vină soția împăratului, spunând: eu mi-am dorit inima unui alt rege, la 11 ani. Sigur că împăratul a fost foarte supărat și prima dată a dat ordine să fie biciuită, până la sânge, până la când i-a ieșit oasele, scrie acolo acea istoria ei, în care s-a descoperit mormântul, nu? Dar în mod miraculos, noaptea, Maica Domnului scrie, acolo a trimis niște îngeri care au pus un unguent și care au vindecat, făcând-o mai frumoasă. A doua zi, văzând că ea este vindecată, împăratul Diocletian a hotărât ca să o arunce de vie în Tibru, îi punându-i o ancoră de gât. Vedeți, de aceea este aici și ancora, care este în ancora capului, așa? Dar în imaginea mai mare este și ancora. Din nou a fost salvat în mod miraculos, îngerii au tăiat lanțul ancorei, nu? Ea a scăpat. Apoi a hotărât să o omoare cu săgețile, 6 arcași de litra ai armatei imperiale să tragă în ea. Săgețile au deviat și au omorât arcașul. Atunci Diocletian a hotărât să omoare prin decapitare. Această istorie a Sfintei Filomena pe noi ne îmbărbătează și ne dă curaj. Dar mulți spun mai tine din ziua de astăzi: da, părinte, da, a fost în secolul 4, în 304, mai după Hristos, acum 1700 de ani, erau alte treburi, alte vremuri. Nu erau tentațiile astea. Nu să vorbiți din trecut. Dragii mei, tineri, în primul rând, dar și ceilalți, pentru că și la bătrâni se manifestă păcatul ăsta al necurăției. Am sau nu am dreptate? Să aud. Am dreptate. Ce mai în vârstă? Am sau nu am dreptate? A, nu. Nu, dumneavoastră sunteți dependenți. Eu am. Vă spun sincer. Cât sunt eu de preot? Cât sunt eu de preot, eu am această ispită. Și dumneavoastră nu sunteți sinceri cu dumneavoastră înșivă. Toți o am. Și este normal să fie așa. Pentru că cine este așa, înseamnă că este om normal. Da. Oare putem să rezistăm acestor tentații? Oare putem să facem ceea ce Mântuitorul spune, adică să ne păstrăm necurăția, să ne păstrăm curăția, fecioria, iar în cadrul căsătoriei să fim fideli soțul soției? Haideți să mergem în Egiptul antic. Începem așa ușor și după aceea vine și în contemporaneitate, nu vă faceți griji. Dar vreau numai întâi să vă spun un lucru. Nici pe departe nu este adevărată afirmația aceasta. Că, vezi, Doamne, în ziua de astăzi sunt tentațiile mai mari decât în Antichitate. Nu. Nu. Vreau să vă amintesc că în Antichitate erau așa numitele scene sau teatru în Grecia Antică și mai departe, în care erau foarte multe scene erotice. De asemenea, în Egiptul Antic, unde mergem noi acum imediat, cu un exemplu, erau dansurile acestea orientale care sunt păstrate și în ziua de astăzi, dar tu și mai mult cu femei goale și mai departe, în vântul tuturor. Deci era live, nu așa cum vezi voi pe internet acum, știți?
Voi vedeți pe internet aceste imagini, știți? Că faceți click și imediat vedeți. Dar anticii vedeau live. Vedeau live, femei goale, nu e problemă. Nu? Deci nu e adevărat această afirmație, că în ziua de azi nu se poate, părinte, rezista. Nu se poate rezista. Sunt atâtea tentații și dumneavoastră, pe vremea dumneavoastră, e altceva. Adică acum, cât? Vreo 30 de ani. Da, era altceva. Și acum 2000 de ani, altceva. Dar și acum 2000 de ani erau tentațiile formidabile. Și acum 3500 de ani, când mergem noi la istoria lui Iosif. Istoria lui Iosif, unul dintre copiii lui Iacob, al lui Israel, care a fost vândut de către frații lui la niște negustori de sclavi din Egipt. Și acest Iosif a ajuns mare administrator la șeful armatei regelui Egiptului, faraonului. Și acest om i-a dat pe mâna lui toată. Dar femeia lui Putifar, așa se numea acest dregător, a pus ochii pe Iosif. Vă rog frumos, cei de sus, tine de sus, să-l vreau să le văd chipurile. Vă rog frumos. La toți să vină la chipurile. Aici mai fac, așa, să le văd la toți. Așa. La toți să le văd chipurile. Nu să stea acolo așa. Aici, așa, să le văd. Așa. Toți tinerii din cor să le văd, chipurile. Că ei pot să stea în picioare cât predic eu, pentru că sunt tineri. Eu am varice, bătrân, mai de capul meu câte boleam. Ei sunt tineri. Nu? Deci le văd chipurile. Le văd chipurile. Așa. Și asculte predică. Asta ce doresc eu. Ce dorește Iisus în aceste momente. Tot timpul să vii cu ochii la preot, care este creștorul lui Domnului. Și femeia lui Putifar a pus ochii pe Iosif. Iosif era tânăr, era frumos. Cum sunt actorii astăzi de cinema? Foarte frumos. Nu? Carina, care e totul preferat? N-ai încă? Nu? Eu am avut o actriță preferată când eram mai tânăr. Știți care era? Nu? Vă spun jos, bine? Așa. Vă spun jos, care e actrița mea preferată. Deci, a pus ochii pe Iosif și știți cum sunt femeile, insistente? Spunea mereu, culcă-te cu mine. Așa scrie în Scriptură. Scrie în Scriptură așa. Dacă nu mă credeți, am să vă citesc aici. 39, la Geneza 39. Ia uite ce scrie așa. La 39, Geneza cu 7. Așa fiind femeia stăpânului său și-a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. Ce să facă bietul Iosif? Nu jocam și Nicovală, între stăpân. Dar să culca cu ea, vă dați seama ce se întâmpla. Îl cară jurământul pe care l-a pus în fața stăpânului. Dar mai era cineva, era un Dumnezeu sus, de care Iosif se temea. Era Dumnezeu sus, Dumnezeul lui Israel, de care se temea. Și ia uite ce îi spune Iosif acestea. El n-a voit și a zis către femeia stăpânului său, de când sunt aici, stăpânul meu nu poartă grijă de nimic în casa sa, ci toate câte are le-a dat pe mâna mea. În casa aceasta nu-i nimeni mai mare decât mine și de la nimic nu sunt oprit decât numai de la tine, pentru că tu ești femeia lui. Cum dar să fac eu acest mare rău să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Cum dar să fac acest mare rău să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? A spus Iosif. Și Iosif a rezistat tentațiilor ei și farmecelor ei. Consecința care a fost? Ca să se răzbune femeia aceasta, soția lui Putifar, într-un moment în care el a fost acolo, l-a apucat de mână și a spus, acum trebuie să stai să te curgi cu mine. Și Iosif s-a smâncit și cum era în Egipt foarte cald și numai haină de asta lejeră pe el,
a rămas cu haină în mână. Ea a ieșit din casă, a strigat: săriți, sclavul stăpân a pus să mă violeze. A venit stăpân, a auzit Putifar treaba asta, l-a aruncat în închisoare. N-a spus nimic Iosif. A rămas în închisoare. Dar Dumnezeu era cu el. Dumnezeu este întotdeauna cu cei curați cu inima. N-a zis: tineri, ascultați-vă la mine. Nu numai că nu pierdeți nimic dacă sunteți curați cu inima, dar câștigați totul. Și istoria lui Iosif vă spune ce a făcut Dumnezeu cu acest Iosif. L-a stat închisoare să putrezească acolo, pentru că a fost curajos. Nu! L-a scos, nu mai spune istoria, într-un anumit context, și a ajuns ce Iosif? Mâna dreaptă a faraonului. Și prin el Dumnezeu a salvat de la extinție poporul său. Poporul ales, când a fost foamete, Iosif și-a dus frații, iertându-i. Și poporul ales a rămas timp de 400 de ani în Egipt și a putut să crească, să fie un popor mare. Așa cum mi-a promis Dumnezeu lui Avram. Alt exemplu. Chiar dacă o să fie predica mai lungă acum, dar trebuie să spun ce am de spus. Dar nu pot să termin tot. O să continue Anda, pentru că Anda va continua să întrunească săptămânal clubul select a celor cu inima curată și vă spun ea mai multe. Eu vă spun numai acum începutul. Altă întâmplare. Mergem acum în Babilonul Antic. Și știți că evreii au fost deportați în Babilon, dar evreii descurcăriți peste tot. Peste tot suntem așa și unii dintre ei au ajuns bogați. Au ajuns bogați, oameni de vază, așa era. Și un om, nu, care avea o soție foarte frumoasă, pe nume Suzana. Suzana era un model de soție. Suzana plăcea tuturor, pentru că cei curați plac tuturor. Și prin chipul lor curat, atunci când te uiți la o tânără care este curată, imediat vezi că este curată. Când te uiți în ochii celor care sunt care nu mai sunt feciori, fecioare, imediat vezi. Ceva s-a oflit în ei. Ceva nu mai este ca înainte. Triști. De cele mai multe ori, melancolici. De ce? Pentru că au pierdut ceea ce cea mai gingașă floare pe care a sădit-o Hristos, Dumnezeu, în inima lor, în ființa lor, fecioria. Suzana, pentru că femeile frumoase atrag mulți în jurul lor, a stănit poftele a cui? Apropo, v-am spus că noi, că bătrânii n-au pofte, ba au pofte. Doi slujitori ai legii care au fost puși de către aleși, de către comunitatea evreiască să conducă. Acești doi bătrâni au pus ochii pe Suzana și într-o anumită situație, ce au făcut? Au stat acolo, au pândit-o pe Suzana când a ieșit ea în grădină ca să se scalde, așa, și când toată lumea a închis ușile, ei au fost ascunși în grădina aceea și au sărit asupra ei și a spus: acum te culci cu noi. Că dacă nu, noi strigăm că tu ai păcătuit cu un tânăr care a fugit și vei fi omorât cu pietre. Na, ce să facă beata Suzana? Foarte interesant reacția Suzanei. A spus: dacă cad în mâna oamenilor, oamenii stă răi încât nu pot să scap. Mai bine să cad în mâna Dumnezeului celui viu, pentru că este bun și milostiv. Și a strigat. Au strigat și bătrânii. De toată inima lor: uite, am prins-o pe Suzana aici cu un tânăr, dar fiind tânăr și a scăpat, a fugit peste zid și noi n-am dus să ne luptăm cu ei. Toată lumea a luat-o pe Suzana să o ducă să o fie omorâtă cu pietre. Asta era pedeapsa pentru cele prinse în adulte. Și Dumnezeu a lăsat-o să fie omorâtă cu pietre. Așa că vezi dumneavoastră. Nu. În timp ce o duceau, toată condeapta, că așa era obicei, ca să fie urmărită cu pietre, un tânăr, spune Sfânta Scriptură, cartea Istoria Suzanei, nu vă mai trebuie că prea mult durează, spune
și era numele Daniel, spune, necurat sunt eu de sângele acestea. Pardon, curat sunt eu de sângele acestea. Doamne, dar ce cu asta? Ce s-a întâmplat? Ce vrea? Și a spus, așa de fără de minte sunt copiii lui Israel. Să omoare o femeie nevinovată, fără să cerceteze. Atunci toată comunitatea s-a întors și ăia sigur pe ei, bătânii, acei depravați, sigur pe ei, no, hai să vedem dacă ți-a dat ție Dumnezeu înțelepciunea mai mare decât nouă, înțelepciunea creteților. Și simplu, cum i-a descoperit Daniel? A spus, despărțiți. Și întreabă pe primul, unde l-ai prins? Unde ai prins-o pe Suzana care a făcut treaba, care a spus-o? Sub salcâm. Zice Daniel, folosește cuvinte astfel. Iată îngerul ce este gata să te iei, să te despice în două. Vine celălalt, dar unde ai prins-o pe Suzana? Pe sub loc. Și s-a dovedit clar că au mințit. Și așa Suzana a fost repusă în drepturi și cu onorurile care se cuvenea de soție model. Dragii mei, acum, întrebarea care vă pun eu vouă, am spus tineri să fie, că nu vă doare picioarele, vă rog frumos să stați la mine să ascultați. Nu vă doare picioarele, măi. Ce, vă doare picioarele sau ce? Vă doare picioarele? Spuneți, aveți varice? Nu, atunci stați să ascultați. Așadar, ce înseamnă iubirea autentică? Ce înseamnă iubirea autentică? De ce să așteptăm până la căsătorie? Care sunt avantajele castității? Iată niște întrebări care voi trebuie să știți răspunsurile. Pentru că lumea de astăzi spune, just do it, fă-o! Nu pierde clipa! Du-te și te culcă cu unul și cu altul, du-te la... și fă cât mai multe parte de sex, așa e bine. Atunci ești puternic, atunci ești, cum să spun, în tren cu lumea. Așa spune lumea. Am sau n-au dreptate? Tinerile, am sau n-au dreptate? Așa. Bun. Iată întrebările care și le pune orice tânăr. Și nu numai. Prima întrebare. Pornim de la ideea că sexualitatea este bună, dragii mei, pentru că a creat Dumnezeu. În scrisoarea enciclică Familiarus Consortio a Sfântului Părinte Pie Memorie, Papa Ioan Paul al II-lea, ce se scrie? Spune așa, Papa, în contextul unei culturi care deformează grav sau distruge de-a dreptul semnificația adevărată a sexualității umane, întrucât o dezrădăcinează din legătura ei esențială cu persoana, Biserica simte mai urgentă și de neînlocuit misiunea sa de a prezenta sexualitatea ca valoare și îndatorire a persoanei în totalitatea ei. Creată, bărbat și femeie, după asemănarea lui Dumnezeu. Atenție, aceste cuvintele ale Sfântului Părinte. După asemănarea lui Dumnezeu. Am citat din Familiarus Consortio al Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, 32. Noi purtăm în noi asemănarea lui Dumnezeu, iubiți tineri și frați, într-o credință. Societatea de azi neagă dimensiunea spirituală, reducând-o la dimensiunea animalică. Omul e un mamifer mai evoluat, spun materialiștii și profeții sexului liber din ziua de astăzi. Dar tot animal e. Dar omul e creat după asemenea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este iubire și aspirata cea mai profundă a omului este iubirea, iubiți frați și iubite surori, nu aveți, și tineri, nu aveți voi de multe ori vise că ați întâlnit omul sau fata vieții voastre. Nu aveți. Și cum îl vedeți? Frați propoi să vă reamintiți visele. Dar dacă dimensiunea spirituală dispare, atunci dispare și asemănarea cu Dumnezeu. Dispare și iubirea umană. Prin iubire ajungându-se să se înțeleagă în mod greșit doar
ascultați, doar instinct, poftă, plăcere, adică ceea ce are omul în comun cu animalul. Iubirea autentică umană, aceea care reflectă în om chipul și asemănarea cu Dumnezeu, poate să existe chiar făcând abstracție de instinctul biologic. Iată o întâmplare, dragii mei, adevărată, povestită de Raoul Folero. Acesta a fost un om care toată viața lui s-a ocupat de cine, credeți? De leproși. Mergea la leprozerii și avea grijă de leproși. Pe o insulă din Oceanul Pacific era o leprozerie. Și ascultați-mă că este... mie m-a dat lacrimi când am citit această întâmplare. Într-o leprozerie, dragii mei, este un spectacol degradant, de groază. Cadavre care se mișcă. Oameni care n-au nas, care putrezesc pe picioare. N-au nas, n-au degete, n-au urechi. Le pică rând pe rând aceste membre și putrezesc pur și simplu. În această atmosferă dezolantă, Raul vede un lepros, un bătrân lepros, care avea mereu ochii luminoși și zâmbitori. Șocat de această imagine acestui bătrânel lepros, în comparație cu ceilalți care erau disperați, nu? El o hotărâre să-l urmărească pe acest bătrânel. Nu își explica Raul cum acest miracol al vieții putea să îl facă să dorească să trăiască în continuare. Și îl urmărește. Și ce observa Raul? Zilnic bătrânelul mergea cu regularitate la răsăritul soarelui, la gardul de fier care înconjura leprozeria. Și aștepta. Nu aștepta nici răsăritul soarelui, nici spectacolul fascinant al aurorei, deasupra Pacificului. Aștepta până când de cealaltă parte a gardului apare o bătănică. Femeia nu vorbea. Lăsa doar un mesaj tăcut și discret. Un zâmbet. Și bărbatul răspundea cu un alt zâmbet. Dialogul acest mut dura doar câteva clipe, după care bătrânelul se îndrepta spre barăcele în care erau leproși. Și așa în fiecare dimineață. Era un fel de împărtășanie zilnică. Când Raul l-a întrebat, cine e femeia la care mergi în fiecare dimineață? El a spus simplu, e soția mea. Și după o clipă de cerere a continuat. Înainte de a veni aici, m-am îngrijit în ascuns, cu tot ce avea la îndemână. Un doctor mi-a dat un soare, dar totul a fost zadarnic. Atunci m-am luat și m-am dus și m-au luat și m-au dus aici. Dar ea m-a urmat și când o văd din nou, în fiecare zi, numai de la ea știu că mai pot să trăiesc. Numai pentru că ea, numai în ea mai găsesc plăcerea de a trăi. Dragii mei, vedeți că nu se duce tot la această iubire animalică. Nu zic, dragii mei, că iubirea între soț-soție este animalică, aceea este binecuvântată de Dumnezeu în cadrul căsătoriei, dar este animalică atunci când se face în afara căsătoriei. Iubiți tineri, anarhia sexuală de azi își are rădăcina în ateism. Repet,
anarhia sexuală de astăzi are rădăcina ateism. Voi n-ați crescut în comunism. Nu știți ce înseamnă asta, nu știți. Dar citiți pe internet. Nici Dumnezeu, nici lege, nici răspundere, nici cont de dat cuiva. Libertate în ghilimele totală. El e dată de orice tabu. De fapt, așa de libertate este o iluzie a libertății. Este, cum spunea cineva, o patologie a libertății, care duce la degradarea omului și la cea mai rușinoasă sclavie. La cea mai rușinoasă sclavie. Decalogul, de fapt, înseamnă 10 căi spre libertate. Adevărata libertate. Iar porunca a șasea, să nu faci fapte necurate, este una dintre ele. Iată ce spune Catehismul Bisericii Catolice la numărul 2339. Vreau să fiți foarte atenți. Curăția este o ucenicie a stăpâniei de sine, care este o pedagogie a libertății umane. Alternativa este clară. Ori omul poruncește pasiunilor sale și dobândește pacea, ori se lasă aservit de ele și devine nefericit. Demnitatea omului îi cere să se comporte conform unei alegeri libere și conștiente, mișcată și determinată de o convingere personală și nu sub simplu efect al stimulilor instinctivi sau din cauza unei constrângeri exterioare. Omul dobândește o asemenea demnitate când, eliberându-se de orice robie a patimilor, se îndreaptă spre scopul său într-o alegere liberă a binelui și își procură în mod eficient mijloacele corespunzătoare prin efortul și priceperea sa. Mai pe înțelesul tuturor, așa, vine cam așa, cine luptă, își înfrânează patima sexualității, își găsește libertatea, pacea, bucuria. Cine se lasă stăpânit de patimă, devine sclav, trist și nefericit. Unul din responsabilii dezastrului sexual, dezastrului moral în ziua de astăzi, este marele în ghilimele, că a murit nebun. Dacă știți, Sigmund Freud, știți că cel cu psihanaliza. Cineva remarca că în opera lui Sigmund Freud nu există niciun cuvânt spus despre bucurie. Nu există noțiunea de bucurie, ci numai noțiunea de plăcere. Revenind la postul de astăzi, special ales pentru voi, găsim un tablou complet al viciilor care marchează lumea de astăzi, parcă Sfântul Apostol Pavel ar fi trăit în ziua de astăzi. Sfântul Apostol Pavel spune exact ce urmează după căderea în păcatul necurăției, în diferite forme. Ascultă-i la Apostol. Spune așa. Urmează mai întâi pierderea credinței, ruperea legăturilor cu Dumnezeu, idolatria. Din pierderea credinței se nasc ce? Surogatele credinței. Și anume ce? Spune Pavel. Vrăjitoria, superstiția, horoscopul. Așa se numește așa. Mult le place unul acestea, mult le place. Necurăția ucide iubirea autentică și e însoțită întotdeauna de violență care se manifestă prin mânie, ceartă, invidie și chiar crimă. Iar la final necurăția aduce nefericirea, tristețea, pustirea inimii. Desfrânatul caută să evadeze într-un paradis iluzoriu, drogându-se, nu numai cu drogurile care le știți. Apostolul neamului, pe vremea aceea se foșteau droguri. Apostolul neamului vorbește despre ce? Despre drogul celor săraci. Alcoolul, bețiile, chefurile, atât de plăcute pentru tinere. Chefurile. Hai să mergem la chef. Hai. Nu? Chefurile. Apostolul spune unde se sfârșește toate acestea.
Ce cauzează pe la urmă păcatul, necurăția? Iadul. Iadul. Și acum, în câteva cuvinte, cum putem recupera virtutea castității? Dacă mai bun de trecerea să o pierdem, bineînțeles. Trei zoare. O să detalieze mai mult Anda, în întâlnirile care sper să fie săptămâna, să vă intereseze. Eu m-am făcut numai poftă. Spovedania, prin spovedanie, recâștigăm virtutea castității. Da, s-a auzit bine. Prin spovedanie recâștigăm virtutea castității și putem intra în club, fără probleme. Euharistia, pâinea zilnică, euharistia ne întărește, iubiți frați, iubiți tineri. Ne dă putere. Cu cât vă împărtești mai des, cu atât aveți o putere în voi. O putere. Și rugăciunea. Dacă ne jucați rugăciunea și pierzi mult timp pe internet, mult timp pe internet și de multe ori ne fac presiunea asupra părinților. Nu mai dau voie să mă la internet. Uite, numai o oră. Ce zic ceilalți tineri? Oare de mine că alții stau 4-5 ore și eu numai o oră pe internet. Și plâng cu lacrimi de crocodil. Nu nimic, lasă plângă. Lasă plângă. Și o oră mult pe internet. Și aia e supravegheată. Și aia e supravegheată. Rugăciunea. Dacă stăm mult pe internet, la televizor și așa mai departe, când apoi să ne rugăm? Când? Când apoi să ne rugăm? Dacă noi suntem 4, 5, 6, 7 ore pe internet, când ne mai rugăm? Și ce privim pe internet? Știți voi pe bine. Spunea Nietzsche, alt corifeu în ghilimele, e un lucru degradant să te rogi. Înjositor, spunea Nietzsche, să te rogi. Rușinos sau rușinos? Rușinos este să păcătuiești, nu să te rogi. În Evanghelia de astăzi, dragii mei, Domnul se arată milostiv cu femeia păcătoasă. Așa se va arăta cu toți cei care vor încerca să iasă de acest păcat. Nu zic că este ușor. Și cei care fac păcat singur și cei care fac păcat cu alții. Nu e ușor. Dar este posibil. Este posibil. Anda vă va avanța să vedeți cum se poate ieși din acest păcat. Dacă aveți curiozitate. Și așa, dragii mei, dacă ieșiți, nu, din acest păcat, este Hristos care v-a cucerit, este Hristos care vă primește inima Lui prea sfântă, este Hristos care se bucură în primul rând. Da, dragii mei, nu numai că se bucură El, să vă bucurați voi. Vă bucurați voi. Am cunoscut astfel de tineri, har Domnului, care ieși din această mreajă, această chingi ale necurăției. Și sunt atât de bucuroși, atât de fericiți. Voi puteți să percepiți această autorea voastră prin intrarea în clubul select a celor cu inima curată. E deschisă acest club. Așa e, Anda? E deschis. Deocamdată sunt numai 30, dar e deschis. Pentru toți care vor să intre în acest club select în care Iisus, nu? Este centrul vieții voastre, nu? În același timp puteți da mărturie. Mărturie constantă și permanentă. Eu m-am hotărât în fața ta, Iisuse, și în fața tuturor ca să trăiesc așa. Domnul să vă binecuvânteze, să vă ia curaj să faci acest lucru. Rodați să fie Iisus și Maria.